Clipe de panică la bordul unui avion ce trebuia să ajungă din Paris la Cluj. Pilotii au fost nevoiți să aterizeze de urgență pe aeroportul din Frankfurt după ce unul dintre pasagerii s-a făcut rău din senin. Bărbatul, un român de 33 de ani, a suferit un infarct. Însoțitorii de bord i-au acordat primul ajutor și chiar au încercat zeci de minute să resusciteze, dar în zadar. Pentru că nu și-a revenit, echipajul a decis că singura soluție este să aterizeze de urgență ca acesta să fie preluat de medici. Din nefericire, bărbatul a murit în drum spre spital. Avionul și-a reluat ulterior zborul și a ajuns la Cluj cu o întârziere de 5 ore. Victima și soția veneau în România pentru a-și anunța familia că urmează să aibă un copil. Cei doi nu mai veniseră în România de 4 ani de zile.